degaje din această situație și să-i se dea omului banii, că am și explicat că s-a făcut și un sondaj de opinie. Că românii vor, cei de la Avangard mi se pare că au făcut, românii vor să-i se dea banii lui Paul Stănescu, sunt înnebuniți. Alegeri, au zis românii, alegeri comasate, partide comasate, comasat și domnul Stănescu cu banii ăștia, toată lumea comasată aici, asta este atmosfera în România. Vă rog. Dacă ministrul numește și destituie șeful APIA, cum anume nu-i decizie politică? Deci dacă ajunge pe funcție oricum altfel decât prin concurs, da, nu este decizie politică? Dacă poate fi dat afară că așa vrea ministru, nu înseamnă că ocupă o funcție politică? Și dacă e de la PNL, nu înseamnă că are legătură cu politica, iară, de asemenea, să încercăm să... Hai să vorbim cu invitații noștri, poate ne lămuriți, că nu cred că înțelegem arhitectura statului în toate nuanțele sale. Da. Doamna Diana Buzoianu, USR, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim, domnul Sabin Sărmaș de la PNL alături de noi, bună seara. Bună seara, mulțumesc și eu. Și domnul Bogdan Matei de la PSD alături de noi, bună seara, mulțumim. Bună seara, mulțumesc frumos. Doamna Buzoian, înainte să le dăm cuvântul reprezentanților puterii, care în principiu s-au manifestat până liderul Marcel Ciolacu. Dumneavoastră, de acolo, din opoziție, cum înțelegeți funcțiile politice? Deci, dacă e numit de ministru și e dat afară de ministru atunci când vrea ministrul, nu înseamnă că e numit politic? Ministrul fiind politic? Păi este foarte clar că aici este vorba de o numire politică. Dar mai departe de acest lucru, este foarte clar de asemenea că omul acesta a fost dat afară din acea funcție pentru că a fost singurul om care a îndrăznit să facă ceva împotriva acelor subvenții aberante de 5 milioane de euro care ar fi trebuit să ajungă la cele două firme apropiate domnului Paul Stănescu în afacerea cu stuful din Delta. Noi am tras mai multe semnale de alarmă, avem inclusiv un proiect de lege care să întoarcă legea dată cu dedicație pentru domnul Paul Stănescu, dar este foarte clar că și domnul Barbu, și PSD și PNL acoperă această afacere, pentru că și proiectul nostru este blocat. Domnul Barbu, iată, l-a dat afară pe singurul om care a blocat astăzi oferirea acestor subvenții către cele două firme. Deci avem un om care, practic, domnul Barbu, în calitate de președinte de comisie în Parlament, trecea legea cu dedicație pentru Paul Stănescu, iar în calitate de ministru face tot ce poate să vadă această lege și aplicată. Deși toată lumea, inclusiv de la nivel european, se uită la noi în România să vadă, să înțelegem cu toții dacă vom reuși să oprim această aberație. Domnul Matei, dumneavoastră, cum vedeți lucrurile acolo la Partidul Social Democrat în legătură cu această situație? Trebuie cumva rezolvată în sensul să primească firmele acelea banii, nu? Nu se pune în discuție un astfel de scenariu. Dumneavoastră întrebați dacă are dreptul un ministru sau nu să dea afară un funcționar public. Nu. Întrebam dacă este numit politic. Păi nu are cum să fie numit politic dacă este funcționar public pe funcție de execuție. Sunt zeci de mii de astfel de funcții. Păi și, dar cum este atunci? Dacă e numit până ordin de ministru, ce e? A dat concurs? Păi sau? Dumneavoastră puțin mai devreme a spus că este prin concurs. Nu, nu, n-am spus că este prin concurs. Dimpotrivă. Eu puțin mai devreme am spus că nu e prin concurs. Nefiind prin